Deși România s-a dezvoltat economic foarte mult în ultimii ani, observăm o diluare tot mai accentuată a valorilor biblice în viața de zi cu zi a românilor și în societate. De asemenea, constatăm o nevoie acută de rugăciune și susținere a multora dintre telespectatori într-o societate tot mai însingurată. Începând cu anul 1999, Alfa Omega TV a realizat primul talk show religios din România sub numele Calea, Adevărul și Viața. Emisiunile se focalizează pe valori de bază ale credinței creștine, dar au ca scop și slujirea practică a oamenilor prin rugăciune. Am urmărit cu interes emisiunea în direct, care a fost pogorârea despre Duhul Sfânt. S-a făcut așa o lumină, s-a adus în emisiune un adevăr despre mântuire și că lucrarea Duhului Sfânt este importantă în viața unui creștin. Urmărind emisiunea Calea, Adevărul și Viața, era emisiunea în direct și vedeam cum frații se roagă, cum frații le pasă, cum frații încurajează. Ajungeau bilete cu diferite probleme, cu familii care nu au pace, bilete pentru rugăciuni pentru bolnavi, serviciu, diferite cauze și toate grele. Atunci am zis, vreau să sun și eu, pentru că acolo sunt oameni care le pasă. Aveam dureri de spate și prin credință, în numele lui Iisus, Domnul Iisus m-a vindecat și am crezut în cuvântul care l-am văzut acolo la emisiune. Păi mie mesajul, Dumnezeu a ascultat rugăciunea. La ultima emisiune chiar am comunicat că o mamă ne-a rugat să aducem înainte cazul fiicei, avea o tumoare și ne-am rugat și la scurte vreme am primit un e-mail, nu spunea niciun cuvânt, doar titlul e-mailului era acesta, subiectul. Slavă Domnului, ne-a ascultat rugăciunea și fiica mea nu mai are tumoare. De peste 20 de ani, din 1999, Alfa Omega TV produce emisiunile Calea, Adevărul și Viața, care promovează adevăruri biblice valabile pentru viața de fiecare zi. Invitații sunt pastori, preoți, teologi și lideri de opinie ai societății civile, care provin din diverse culte religioase, explicând Scriptura într-un limbaj accesibil și practic pentru omul obișnuit. Vedem și o mare nevoie de slujire practică în rugăciune. Primim mii de cereri de rugăciune pentru diverse probleme în fiecare an. Începând cu 2010, producem și emisiuni săptămânale Calea, Adevărul și Viața, în direct, cu rugăciune pentru nevoile telespectatorilor, pe teme practice. Mântuire, vindecare, restaurare, familie și relații, probleme emoționale și influențe demonice. Invitații emisiunilor prezintă adevăruri biblice fundamentale, răspunde la întrebări în direct și se roagă în unitate pentru intervenția lui Dumnezeu în problemele telespectatorilor. Adesea includem și o rugăciune pentru iertarea de păcate a telespectatorilor care nu sunt mântuiți. După emisiune, îi contactăm și îi sprijinim în rugăciune mai departe pe cei care ne-au apelat. Producția emisiunilor Calea, Adevărul și Viața a început în anul 1999 și continuă și astăzi. Între 1999 și 2006, programele erau difuzate doar pe televiziuni comerciale nereligioase. După 2006, ele sunt incluse zilnic în grila de program a canalului Alfa Omega TV, continuând și difuzarea lor pe televiziunile partenere. Programele sunt publicate gratuit și online, iar din 2010 până în prezent, producem emisiuni în direct cu slujire în rugăciune în fiecare joi seara. Până în prezent, am realizat peste 600 de programe Calea, Adevărul și Viața de o oră cu principii biblice de bază. În plus, în fiecare an producem și aproximativ 30 de emisiuni în direct cu rugăciune și slujire practică de două ore. Producția emisiunilor Calea, Adevărul și Viața în direct înseamnă multă muncă și resurse folosite. Mai mult de jumătate din echipa noastră este implicată în realizarea lor. Conceptul emisiunilor, pregătirea în avans a temei și a materialelor, costul echipamentelor, regia tehnică, răspunsul la telefoane, editarea, difuzarea și publicarea online, toate acestea necesită timp și resurse. Susține producția emisiunii Calea, Adevărul și Viața. Aceste emisiuni prezintă telespectatorilor adevăruri biblice fundamentale și practice, dar și facilitează intervenția lui Dumnezeu în viața celor care au nevoie de ea. La fiecare emisiune în direct ne vin sute de cereri de rugăciune. Mărturile pe care le primim, dar și încrederea oamenilor în noi, ne motivează să continuăm. Fii și tu parte. Donează pentru ca aceste emisiuni să continue.